Hei, scuzați întârzierea, am fost într-o urmărire de mare viteză cu poliția și cu mafia și cu sărit cu mașinile de pe o clădire pe alta și căzut în prăpastie și chestii de genul, dar acum sunt aici și putem să facem chestia asta. Furious 7 sau Furios 7 este regizat de James Wan, care a făcut Insidious 1, Insidious 2, The Conjuring, deci filme horror. Acum a trecut la alt gen, la acțiune și s-a descurcat. Da, partea 7-a în seria Fast and Furious îi reunește pe Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne The Rock Johnson, cu noi adiții fiind Jason Statham ca personaj negativ și Kurt Russell. Ok, o să fiu sincer, nu am fost foarte mare fan al seriei, cel puțin în primele filme, probabil în momentul în care le-am văzut, nefiind un om cu nebunit cu mașini și chestii de-astea, poate nu au avut un impact prea mare asupra mea când le-am văzut. Au început să-mi placă de la 5 încoace, 5 inclusiv, 5-6 mi s-au părut foarte bune ca filme de acțiune, foarte bine regizate și au știut ce sunt. Acțiune exagerată, nu în limitele realității, sunt scene în care personajele fac niște acrobații, să le zicem, care sfidează legile fizicii, dar au știut ce au vrut să fie, să fie fun, să fie făcute să te deconectezi, să te uiți 2 ore la explozii, urmărit de mașini, femei filmate din spate, de foarte multe ori femei dansând, filmate din spate, femei filmate din față, femei filmate din spate din nou. Nu s-a pus niciodată accentul pe poveste. Este liniară, simplă în fiecare film, cu câte un personaj negativ, care are legătură cumva cu personajul negativ din următorul film. Și Furious 7 are aceleași elemente pe care le-am enumerat mai devreme, super mașini, replici foarte exagerate, scene de acțiune exagerate, dar distractive, mușchii dați cu ulei al lui Dwayne Johnson, chelia și vocea lui Vin Diesel, aceleași elemente care îți plac din filmele trecute sunt și în filmul ăsta. Se văd un pic problemele de producție cauzate de decesul tragic al lui Paul Walker, din păcate. Scenele de acțiune sunt regizate bine, coreografia bătăilor e bună, deși e filmat și editat din foarte multe unghiuri, cu foarte multe tăieturi, înțelegi ce se întâmplă spre deosebire de alte filme, Taken 3, de exemplu. La fel ca și celelalte filme, același stil de umor, sunt multe scene amuzante, o să râzi destul de des. Scenele cu Paul Walker de după accident, în care l-au folosit pe fratele lui și au construit fața pe calculator, au fost realizate bine, se observă, dacă știi și toată lumea știe, o să observi scenele respective că nu este el, dar s-au descurcat foarte bine. Adică nu e un film perfect, dar merită văzut la cinema, e distractiv, o să te deconectezi, o să fie o aventură, merită. Fără să stric nimic pentru cei care nu au văzut filmul, pot să zic doar că sfârșitul este foarte emoționant. O să dea lacrimi de la tot cinematograful, cine zice că nu e om. Mi s-a părut foarte frumos ce au făcut la sfârșit, foarte frumos realizat. Un tribut pentru Paul Walker și o scoatere a personajului Brian cu respect, cu stil. Foarte, foarte frumos. În concluzie, da, filmul nu e perfect, este distractiv, știe ce e. Nota mea este 9 și din respect pentru Paul Walker și pentru acel final cu scoaterea lui din scenă, un tribut foarte, foarte, foarte frumos.